La nivelul județului Călăraș, în urma sondajului făcut, din cele 2.660 de cadre didactice angajate, doar 1.438 s-au înscris pe platforma de vaccinare, iar 258 au primit deja prima doză. În ceea ce privește personalul la auxiliar, din cele 322 de persoane s-au înscris 191 de persoane, iar 57 au fost deja vaccinate. La personalul nedidactic, din cele 675 de persoane angajate la nivelul ISJ Călăraș, s-au înscris pentru vaccinare 364, iar 62 au fost deja vaccinate. Situația vaccinării împotriva COVID-19 în județul călăraș este următoarea. Numărul total de doze de vaccin administrate începând cu data de 31 decembrie 2020 la nivel județean este de 12.915, din care doza 1, 7.678 de persoane și doza 2, 5.237 de persoane. Dozele au fost administrate în fiecare centru după cum urmează. Spitalul Județean de Urgență Călăraș, 5.529 de persoane, Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraș, 1.794 de persoane, Spitalul Orășenez Lehliu Gară, 369 de persoane, Spitalul de Psihiatrie Săpunar, 386 de persoane, Spitalul Municipal Oltenița, 424, Centrul Meane, 240, Centrul Comunitar, Sala de Sport Lechliugar, 1700, Centrul Comunitar, Clădire Enel din Municipiul Călăraș, 1824, la Spitalul Municipal Oltenița s-au vaccinat 10 persoane, iar la Centrul Comunitar, deschis la Sala de Sport din Școala Generală, numărul 11, Călăraș, 639 de persoane. Până în momentul de față nu au fost raportate reacții adverse severe. Menționăm faptul că vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe Platforma Națională de Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19-Rovaccinare.